E noapte în Madagascar și întreaga junglă face nani. Sunt liniști hipopotamii sub raza lunii de creștări. Mihai Răzvan Ungureanu a declarat că s-a lansat în cursa pentru Cotroceni. După ce Joana s-a făcut de râs, nechemându-l nimeni, dar totuși dorind să candideze, iată că și Mihai Răzvan Ungureanu, cel care se plimba braț la braț cu baronul de mehedință Adrian Duicu, actualmente aflat în arestul preventiv al Poliției București pentru fapte grave de corupție, vrea să candideze. Acesta s-a remarcat imediat după alegerile europarlamentare prin discuții privind Dreapta Unită, dar apoi a rămas pe din afară pentru că democraliberalii și naționaliberalii au început să poarte discuții separat pentru o alianță, lăsând Forța Civică și Partidul Mișcarea Populară pe din afară. Astfel, Mihai Răzvan Ungureanu a decis să meargă deocamdată separat în cursa pentru Cotroceni. Ce părere au oamenii? Am încercat să aflăm la Starea de Spirit. Starea de Spirit nu este un sondaj de opinie. Mihai Răzvan Ungureanu și-a anunțat candidatura la președinție. Ce părere aveți? Dom'le, dacă s-ar combina cu PSD-ul, că eu îl văd pe Ungureanu, că a mai fost prim-ministru. Prim-ministru. Dacă s-ar alia, dar dacă se duce în partea altă, nu-l văd. În partea altă, pe dreapta. Nu-l vedeți câștigând? Pe dreapta nu-l văd, că sunt destui pe acolo. Dar ca și candidat, vi se pare în regulă? Vi se pare un om bun pentru această funcție? La președinție? Eu știu pe cine să punem. Pe Udrea? Pe Unguru? Pe ăsta, pe Neamțu? Să întorc ăia în mormânt, domnule, când ori auzi. Ne-am bătut cu turcii, cu fanariosii, ca să n-avem domnitori străini. Și acum noi punem un neamț. Nu mai sunt români care să conducă o țară. Nu, pe Ungureanu nu l-aș vede la președinție, nu. Nu, nu, nu. Vă mulțumesc. La președinție ar fi bun ca material politic. Normal, președintele e politic, nu conduce. L-aș vedea pe Blaga, că e un om politic. Blaga e un om politic, care știe să descurce. Nici Ponta, și Ponta, dar cred că totuși Ponta va ieși. Mihai Răzvan Ungureanu și-a anunțat candidatura pentru președinție. Ce părere aveți? Nu știu, nu-l cunosc. A fost prim-ministru. A fost prim-ministru. A fost, poate puțin. Poate foarte puțin. N-ați auzit măcar de dumnealui? Nu, nu prea am auzit. Nu, nu. N-am auzit de niciun fel. Dar ce vrea să fie, ce să fie? Președinte. A, președinte. E, până la președinte mai e mult. O vedem pe cine vom alege. Mihai Răzvan Ungureanu și-a anunțat candidatura pentru președinție. Ce părere aveți? Nu știu. Nu știu ce să zic. El pare a fi un băiat deștept, dar nu are susținere. Nu știu dacă are... Deci vi s-ar părea un candidat bun, dar nu credeți că are șanse să câștige? Nu. Bineînțeles că nu are susținere. Nu are cine să-l propulseze. Cine ar avea șanse să câștige atunci? Eu știu. Nu aveți nicio părere, nu țineți cu nimeni. Poate că Ponta, fiind susținut de cel mai mare partid, dar încolo nu. Nu vedeți pe nimeni candidat? Nu. Ceva așa sigur, nu. Mihai Răzvan Ungureanu și-a anunțat candidatura la președinție. Ce părere aveți? N-am nicio părere. Toți care au venit, au plecat. Și n-a făcut treabă bună. Să vedem. Păi și nu credeți că ar fi un candidat bun? Nu. Dar cine ar fi un candidat bun? Nimeni la ora asta. Și-au dat examenul.